Bun găsit! Știți acei ochelari pe care îi găsiți în supermarketuri sau în benzinării? Ei bine, dacă aveați de gând să îi încercați, după materialul următor vă veți răzgândi cu siguranță. Oftalmologul Roxana Cozubaș ne explică imediat cât de dăunătoare sunt dioptriile purtate fără să mergem la un control, dar și importanța ochelarilor de soare iarna. Da, ne putem îmbolnăvi dacă nu îi purtăm. Doamna doctor, cât de periculoși sunt acești ochelari pe care îi vedem de vânzare în piețe, în supermarketuri și la care lumea apelează din când în când? Vorbim și de ochelarii de vedere, dar și cei de soare. Ochelarii de vedere, aceia aș vrea să ne referim la ei foarte în special. Da, da, au apărut acum mai nou, de câțiva ani nu erau. Sunt foarte la îndemână. Fiecare dintre noi avem o anumită dioptrie, deci o anumită valoare pe fiecare dintre ochi și o anumită distanță dintre cei doi ochi. Sunt foarte multe combinații care se pot face din aceste trei lucruri, deci din distanța interpupilară și din dioptriile fiecărui ochi în parte. Combinațiile sunt foarte multe și variate, atunci da. Există o foarte mică probabilitate ca tu să ajungi să ții exact perechea de care ai tu nevoie. Da, este aproape imposibil. Ce se întâmplă dacă porți aceste perechi de ochelari este că îți forțezi ochii. Hai să ne gândim la distanța interpupilară. Dacă nu, perechea de ochelari nu este setată pe distanța ta dintre cei doi ochi, da? Ochii sunt obligați să privească mai în exterior sau mai înspre interior ca să poată să vadă corect. Și atunci apare un efort. Este un efort suplimentar pe care îl fac ochii și poate să apară durere de cap, lăcrimare, senzație că nu mai vezi bine, totul este neclar și lucrurile astea se întâmplă destul de repede în zi, adică nu trebuie să stăm un an. După amiază, da, exact. În afară de acest lucru, vorbim despre persoane care au o combinație de sferă cu cilindru, sunt două tipuri de dioptrii diferite și majoritatea avem și un mic cilindru care niciodată nu o să-l găsești montat în acești ochelari din comerț. Adică vorbim de o soluție de compromis. E ca și când ți-ai uita canadiana ta acasă, geaca ta acasă și îți cumperi una doar așa, de dragul, să-ți fie un pic cald. Exact, să-ți fie un pic cald și să te ducă până acasă și atât. Deci ne fac foarte rău, mai ales dacă îi purtăm o perioadă îndelungată. Adică da, ne putem strica efectiv vederea. Ne putem obosi foarte tare vederea și să ajungem să avem nevoie de o dioptrie de care poate n-am fi avut nevoie decât la o vârstă mult mai înaintată. Și când vorbim de ochelarii de soare, pentru că și aceștia îi găsim la orice pas. Îi găsim, da, din păcate și aceștia sunt foarte comercializați în locuri neavizate. Aici lucrurile stau de asemenea rău pentru ochelarii de soare care sunt luați din locurile acestea. Vorbim despre o pereche de ochelari care nu oferă niciun fel de protecție. Dau doar o lentilă colorată, o lentilă în spatele căreia pupila noastră se dilată și lasă să intre o cantitate mai mare de radiație ultravioletă la nivelul retinei. Și atunci, practic, stricarea țesutului de pe fundul de ochi, stricăciunea produsă la nivelul retinei este mai mare decât dacă nu i-am purtat. Noi avem un filtru natural care spune dacă e lumină mare, să închidem un pic ochii. Mă încrunt, îmi strâng un pic ochii, pupila se strânge și atunci asta ne protejează. În schimb, dacă pui o lentilă colorată, impresia s-ar putea să fie ok, pot să stau cu ochii larg deschiși, dar și în spatele ochiului ajunge o cantitate de informație dăunătoare. Și purtăm și iarna? Absolut, bineînțeles. Gândiți-vă că radiația ultravioletă ajunge indiferent de anotimp și în afară de asta ea este reflectată mai ales de zăpada proaspăt căzută. Se reflectă efectiv se razele. Reflectă și se reflectă, tu te uiți în jos și ea vine de jos în sus și intră și mai mult la nivelul ochilor, deci cu atât mai mult și are o foarte mare importanță și altitudinea la care stăm și atunci dacă ești la munte, pe la undeva ski. La ski, exact, acolo este foarte important să porți ochelari de soare pentru că fotocheratita sau keratita de zăpadă, o afecțiune care apare frecvent la cei care nu vor să poarte ochelari de soare, este foarte des întâlnită în cazurile acestea. Și când vorbim și de copii, ar fi un subiect destul de controversat, exact. Dacă poartă copiii ochelari de soare sau nu poartă. Exact. E o fiță sau nu? Eu le spun părinților să nu insiste cu acest subiect, dar totuși să nu insiste să pună o pereche de ochelari de soare unui copil de 2 ani sau de 3 ani. Însă este bine să protejăm copilul, adică fie folosim o șepcuță, o pălărie, copertina căruciorului, traversăm pe trotuarul celălalt care nu este atât de luminos,
lumina de soare. Important este totuși să te protejezi de acțiunea radiațiilor cum se poate. Încercăm să ducem etapa aceasta un pic mai către o vârstă mai mare, da, de, respectiv către 4-5 ani, când sigur că punem un moment în care și noi ca adulți simțim că ne deranjează. Da. Totuși, le fac rău acești ochelari, totuși până în vârsta de 5 ani? Nu le fac rău. Lucrul la care noi ne referim este că le triază un pic din cantitatea de informație care ajunge la nivelul ochilor și la nivelul creierului. Mulțumim mult pentru aceste sfaturi extrem de utile. Cu mare drag. Așadar, nu uitați ochelarii de soare acasă, chiar și iarna. Ne revedem mâine!